aflat în vacanță la Suceava, Florin Cristescu a ținut să felicite gruparea Sporting pentru accederea în Liga a treia. Fostul capitan de la CSM Suceava o vede pe CS Bacău favorită la promovare și crede și în șansele echipei manageriate de Ciprian Anton. Felicit antrenorul și conducătorii acestei echipe. Sunt niște oameni care eu îi cunosc și, până la urmă, dacă stau bine și îmi dau timp înapoi, și eu am fost antrenor la ei, am promovat din Liga 5 și în Liga 4. Când eram antrenor la Liteni și Arbor era echipa a doua a Litenului, cu câteva implanturi, să spunem așa, de jucători buni, care să facă totuși diferența, eu zic că ar putea să promoveze în Liga 2. După expirarea înțelegerii cu Unirea Urziceni, Marian Pană și Florin Cristescu se află în tratative cu câteva echipe din Liga 1 și Liga 2. Negocierile urmează să fie finalizate pe parcursul acestei săptămâni. Acum, dacă spune Liga 1, cineva spune, bă, ăsta s-a obișnuit la Liga 1, vrea la Liga 1. Nu, eu m-aș bucura undeva la o echipă să fie condiții de antrenament, condiții de pregătire bune, să fie jucătorii mulțumiți și să aibă nevoie de performanță să poată să promoveze. Deci nu ar fi o problemă. Cel mai important este să poți să ai obiectul muncii la tine, să fii antrenor. Dacă ești antrenor, să poți să antrenezi. Marian Pană și Florin Cristescu au făcut prima dată echipă pe Banca Tehnică a cetății Suceava, iar în acest an au pregătit împreună grupările Unirea Alba Iulia și Unirea Urziceni.